Trebuia să vii o cotogârlă să nu-mi dai. Unde-i burta aia? Unde-i burta aia? Scoate și numai ăla din fluț. Și-a uitat burta la mireasă, cred că. Cam măcarul la coadă. Lași. Mi-a stat bine ca director. Domnul Merțan. Măi, stau bine și pe bicicletă, dar așa. Se unță gagica, băiatul. Surioară. Hai, surioară. Are și el. Merg surioară. La meci. Și-a uitat-o, a uitat-o gară gagica. E la meci gagica lui. Are meci. De box. Bagă butonul pe aici. Ce face Ali, box sau? Ce sport ăsta mai are? Zeu. Cravata. Hai să punem cravata. Ia uite ce cravata. Așa și așa. Nu știu ce mai e. Hai, bă. Hai, bă. Hai, bă. Gabi, zâmbește, frate, ce ți-am povestit că trebuie să fii mai zâmbit? Da, trebuie să vin Andrei. Zâmbește, mă. Da, băi, să mă duc să mă aranjeze tata, nu tu. Hai, da, mă. Ce moacă e, are să ne supără. Acum ți-ai revenit și tu. Ți-ai mai revenit și tu. Merem la cantitina să ne facă. Hai să-i ducem Mirele, hai să-l facă și pe Mire. Hai. Hai să-l facă și pe Mire. Frumos, frumos. Hai. Hai. Ia mâna. Nu, la gât. Hai, da. Ai pe acolo, nu-i pune-le până ginginar, cam... Ginginar, suc, bere... Pune acolo servesele cu ce-i găsești pe acolo. Ce n-am? Nu trebuie să-și găsesc bere, n-ai. Suică, bere, vin, nu am... Ce să vă pui? Acolo și nu știu, leo, ce fac un pic. Gunașu, gunașu! Ei, nu ies un bărcan, ies la mare, vremuri. Ei, ies un bărcan! Numai de la 4? De la 4 finie. Până la 4 nu? Până la 4 mai ai încă un pic. Nu e domnul Varan, încercă?
încercați-vă, dacă aveți posibilitate și cum se poate. Da. Bine, dragul meu. Să fie într-un ceas cu noroc și zi vă rusândelul la mulți ani. De partea mă auză că... Să fiu înăuntru să-l căutăm dacă ne dați voie. Chiar vă rog, domnule nostru. Hai să vedem dacă-l găsăm la casa asta. Hai, lăsă. E că te-am mutrămurul. Așa, haideți înăuntru. Eu am găsit. Bine ați venit sănătoși. Să nu rup capul. Hai, lăsă-le. Da, mulțumim, mulțumim. Nu, că... Și doamna cumpăr de... Uite-ni, no. Bere, dacă ușorul de onoare, multă omenie are să servească. Aduși o pahar de bere, o bere sau... Care și serviți, care și mai doriți. Ia vă rog. Pune-te, rog, pe masă. Domnul Mirei, cum ești?
De fapt, stai că tu ești domnișor, dar eu m-am greșit un pic, dar nu pot. Hai drum la mașină să meargă, că dura una. Dacă dau eu 2 kg de benzină. Ai mai servit acolo pe unde e pe din col, pe unde puteți, pe unde e... Așa e bine că ești popusul, mă, că e cald. Și așa, de cum de mic, câte probleme ți-am creat, până acum mare, ce-am crescut. Așa că la despărțire, dacă vreți să dați o binecuvântare de a putea pleca în fața altarului, ca să poată și el să intre în rând cu lumea, să poată cu una, să fie și cu nevastă, cum se obicei pe la noi. Și așa, ca semn de iertare și de binecuvântare, dați vă rog îmbrățișare. Acum e de semn tatălui. Știm că tatăl umblă în stânga, în dreapta, să câștige, să aducă ce trebuie în familie. Nu prea sta alături de copii, mai mult mama se ocupă. Așa că, dacă v-o greșit sau o mai fac cu el năzbâtii, ca așa spui copiii sau cum, și când îți mari mai fac, ca semn de iertare și de binecuvântare, dați vă rog îmbrățișare să fie cu iertare. Se adresează surori, frați. Dacă au făcut câte în copilărie, poate au făcut câte o bocă, nu s-au mai bătut din, la jucării, de câte au mai făcut ei, de la alte chestii. Poate au mai făcut ceva, să nu spună, vă rog, acum, ca semn de îmbrățișare, de iertare, dați vă rog o îmbrățișare. Și la care ne-am adunat aici la un loc să le zicem mur noroc, casă de piatră și mulți ani trăiască. Muzica. Domnul cu muzica! Hai încă două, dar atenție toată lumea la mine. Fiecare vorbește în toate părțile. Haide, 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 una și... Hai. Așa. Hai, frate.
de afară. Nu lăsa să intre. Pe unde Domnule, nu beau apă, că la noi prin zonă nu se bea apă. Atunci veșim căuta. Domnule, cineva de prin zonă, o să căiezi la casa asta, este o miresucă frumoasă. Ați veșit pe casa, acolo din colo. La aia la altă. La aia la altă, nu cred, nu cred. Cred că ne-am uitat pe acolo și nu-i numărul. Da. Din câte au spus vecinii și sătenii, zice că aici se ascunde o miresucă. Nu ne dați voie să o cătăm, să vedem dacă nu cumva am greșit sau n-am greșit. Nu, domnule, vă aducem noi, dacă noi avem una, dar nu păi știu dacă... Păi nu, hai să rog frumos, arătați-ne dacă e mireasa, dacă nu trebuie. Să vedem, dar și ne dați. Ei, păi, dar nu așa, degeaba, nu dăm. Păi ce să vă dăm în timp? Murăghețuică bună una alta. Hai, mulțumesc de omenie. Hai să vedem dacă se potrivește mireasa. Dacă bine ați căută, bine ați venit. Da, domnul, un pic să vină, aduce tu aici în față. Hai să vedem, uitați aici. Hai să vedem. Ce miresucă frumoasă avem. Cunoști mireasa despre care o căutăm? Nu, că n-ai brunetă. Nu-i brunetă. Poate s-o vopsit între timp, mă rog. Mai zic în felul de vopsele. Păi... Nu știu unde că s-o căiut de la casa asta, nici domnule, că a fugit. Auzi, că are cum, n-am greșit casa, e imposibil. Auzi, imposibil, nu-i. Auzi, e om bun și tarul se de casă. Mireasa e frumoasă, dar nu e a noastră. Cum facem? Atunci nu facem nicum, mi-ar e la altă casă, acolo. Probabil, e acolo aia. Se poate, că de aici, din câte avem noi, zice, de câte ne-au anunțat pe noi, aici trebuie să fie, domnule. Dacă tot așa doriți... Hai să fie într-o ceasă, domnule, dacă ce ne mai oferiți? Să mai căutăm. A, se va să mai căutăm. Casă poftiți. Haideți în casă să căutăm. Da, haideți în casă să căutăm, să vedem. Da. Nu s-aude. Nu s-aude, nu s-aude, înseamnă că nu e aici. La Olimpia! Mai da! Mai ales că te cunoaște! Uite aici ai! Era bună și mireasa ala. Este înăuntru. Invite-i înăuntru. Da, hai, eu-s primul. Bine, m-am găsit! Adică nu ești bine așa, adică am găsit-o. Da, da. Haideți, 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 mai intrați că afară, ești mulți? Seara! Seara, bună seara! Hai să vă luăm un pic! Să-i spune așa cum să-l am. Și-am să-l am.
face cu capul meu, o să iau bine. Și mi-a spus. La mine cu capul jos. Domnilor, să fie într-un ceas cu noroc. Lua și mai serviți. Adunare, dați puțină ascultare. În numele Miresei să spui două vorbe. Prima dată se adresează măicuței care se ascunde că nu poate stăpâni lacrimile. Dragă măiculiță, tu mi-ai dat viață, m-ai crescut așa frumoasă, mare, ca o floare. Și acum că mi-a venit și mie rândul să fiu și eu ca tine, mamă, îți spun mulțumesc că când s-a făcut, de când era mică și cât m-a ajutat și cât m-a legănat. Și acum la plecare, dacă vrei să dai o binecuvântare, dă-mi, te rog, o îmbrățișare, să fie într-un ceas cu noroc. Și acum se adresează tatălui, care, na, din motive cu serviciu, era mai mult dus de acasă, fetele lucrez cu mama. Că așa-s bărbață, ei nu prea la copii mult. Și nu prea... Da. Tată, dacă ți-am greșit cu ceva, acum la plecare, dă-mi, te rog, o îmbrățișare și o binecuvântare. De mine nu se... Pentru ceas cu noroc, cu sănătate. Se binecuvânteze. Se adresează fraților, surorii, cu care am, din păcate, cu sora, parcă am crescut împreună și s-o cam bătut. Și acum, soră, iartă că câteodată s-a mai greșit. Și acum, la plecare, dăm, te rog, îmbrățișare și s-o binecuvântare. Să fie într-o ceas cu noroc. La veri și verișoare, la vecini și la alte persoane care stau de pasă, care și eu, ca vecini, să zicem să fie într-un ceas cu noroc și multă sănătate. Casă de piatră și încă o dată la mulți ani. Casă de piatră. Să vă mulțumim.
Ai grijă? Nu e o problemă, că până ne organizăm să urcăm. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Română! Bună seara! Nu știu ce n-ai dus pe rost patru mai ești, băi, să ne-ați o pe cum crezi că pot? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vrei domn primar? Bună seara! Bună seara! Haideți, haideți înăuntru, intrați aici, intrați aici! Hai să intrăm aici pe locul primarul, că e mult să vedem cum îmi stăm și mie să fim primul om din sat. Adică ce înseamnă primar domnul? Dar nu să-și primul. Nu înseamnă că să-și primul. Să stai în Zăpăuzi, că și statul e acolo înșepe. Ia zis domnul. Uite că te-am încălnat. Băi, În această seară a fost împuternicit de către primarul comunei Sângeri, care este plecat din localitate. În calitatea mea de secretar al comunei Sângeri, să oficiez o căsătorie. În această situație mă adresez dumneavoastră tinerilor cu ceremonia de oficiere a unei căsătorii în fața ofițerului de stare civil. Căsătoria este un eveniment de o deosebită însemnătate în viața fiecărui cetățean al țării noastre libere, fapt pentru care se acordă importanța cuvenită acestui moment solemn. Bazată pe legea așezată de Dumnezeu dintr-un început, căsătoria este taina iubirii împlinite și a speranței avântate, a bucuriei ce se răsfrânge pentru peste toți și peste toate, este sărbătoarea ce însemnează fețele, evidențiind frumusețile vieții și bucuria de a trăi. Am convingerea că atunci când v-ați hotărât să faceți acest pas în fața noastră, l-ați făcut după o matură chipzuință, l-ați făcut din dragoste curată, dragoste care va trebui să vă călăuzească întreaga viață de familie, pentru că numai în acest mod ceea ce veți realiza va fi durabil, va fi trainic. În același timp, viața dumneavoastră de familie este strâns legată de viața socială, iar cinstea, corectitudinea și sinceritatea trebuie să vă caracterizeze atât în viața de familie, cât și în viața socială. Viața în general, dar mai cu seamă viața de familie, nu este întotdeauna netedă, lipsită de anumite greutăți. Aceste inerente probleme ale vieții vor fi mai ușor de trecut dacă dumneavoastră, ca viitor soț și soție,
veți fi părtaș atât la necazurile, cât și la bucurile vieții de familie. Acum dați-mi voie să vă întreb. Cetățene Ionescu Oprea Gabriel, de bună voie și nesilit de nimeni ia în căsătorie pe cetățeana Băran Septimia Claudia Viorica? Da. Cetățeană Băran Septimia Claudia Viorica, de bună voie și nesilită de nimeni ia în căsătorie pe cetățeanul Ionescu Oprea Gabriel? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut câteva dispoziții din codul familiei. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. În relațiile dintre soți, precum și în exercitarea drepturilor față de copii, bărbatul și femeia au drepturi egale. Drepturile părintești se exercită numai în interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-și acorde unul altuia sprijinul moral și material. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Din partea primăriei Comunei Sângeri, din partea mea personală, vă transmit cele mai sincere felicitări, împreună cu urările de sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor dumneavoastră. Pentru mine personal este o plăcere deosebită să am în față pe fiica unei familii prietene pe care am cunoscut-o de când am fost în leagă și este o plăcere deosebită și ne pare bine că v-ați adresat primăriei noastre. De aici încolo, fiind soții, soție, viața de va rândui, să stați aici în localitate sau să mergeți în altă localitate. Eu vă sfătuiesc să vă mai adresați primăriilor, pentru că primăria bună, rea cum este, se străduiește să fie în interesul oamenilor. Atunci când să aveți probleme, să vă adresați primărie. Îmi face deosebită plăcere să văd aici doi dați tineri, care numai acum de câțiva timp au fost fie aici, dar asta este un avantaj pentru voi, că atunci când o să aveți o problemă sau alta, să puteți discuta între voi și să vă ajutați, pentru că nașul este o rudă de suflet, nu este de sânge, și asta contează foarte mult în viața unei femei. Vreau să vă mai spun că voi n-aveți cum să mulțumiți părinților pentru faptul că v-au adus atât de tineri și frumoși aici în fața mea, numai prin faptul atunci când o să vă întoarceți în casă, să intrați zâmbind. Nu întotdeauna o să aveți ocazia să fiți bucuroși, dar la părinți nu le puteți mulțumi numai prin faptul că voi sunteți bine. Și dacă acest lucru le demonstrați, este foarte important pentru voi. Dați-mi voie să vă mai doresc o dată multă sănătate, multă înțelegere și Dumnezeu să vă ajute. Dar cum facem? Pupatul prima dată și după aia scrisul. Hai, pupatul! Hai să-i aplaudăm! No, bun, îi lăsați câteva secunde să semnează și te-au crescut în cânetele. Aparatele. Da, și eu unde ești, mă, acolo. Stai acolo. O dâznașul că e de lângă corci. Așa o dâznașul, dar să-ți face și eu de oameni. Asta nu-i bătaie. Nu-i bătaie, că domnului vedea eu mai încolo. Fiecare cum vezi. Baie, baie. Să vezi când, bă, până am să-i bătut un joc de mine. Fiecare cum vezi. Hai, nu mai stai. Nu pușca. Fiecare cu vecinul nostru. Mâncați aș găinile, dumneitale, și tu mie. Cocoșul, sigur că da, când cine cântă la dumneavoastră în casă? Găina că nu i-a dat cocoș. Așa. Ai, da, ai primit-o așa la marele fiecție, că și-ai primit-o de unde. Când nu i-a dat cocoșul? Cred că s-a. Se Cred că soacra.
Da, dar eu îl cunosc, la el în casă el e șeful, dar ce zice soția, e spunsul drept, dar nu se comentează. Ce bă, iar te-ai inventat, mă? Nu, nu treci înapoi în sală. Ia, nu, vedeau-i tu. Vedeau-i eu, sigur că nu. Așa zice, mă. Cred. Băi, și să te vorbești la un jenar, mă, ca oamenii, că tu numesc că ești ca o mutală. Băi, e supărată, domnul secretar. Spune, doamna, să vedem chiar așa zice. Domnul secretar, e supărată pe tine. Da lângă mine. Depuiul n-ai zis nimic. Băi, mânca la armocu. Neoșa, depuiul n-ai zis nimic. Lasă că-l felicit imediat. Mă să mânca la armocu și... Ai vrea tu sau ți-ai dori să și moșul lui? Pune-l mi-a dat acolo când e prisit. E gata, hai. A fost pauzut paharul. Așa. Băi, mă, hai bagul din top. Da. Eu am pregătit. La te rog și ce să faci? Să termine cu semnatul. După ce semnează... Cum îi zice la Ardeleanu care are soție din Moldova? E unul cu sârmă în nas. Ma noi nu avem cazul aici. La noi invers. La noi invers. La noi invers. Nu știam asta. Asta nu știți amândoi. Este actul prin care s-a constituit această căsătorie. Să-l folosesc până la adânci bătrâneți în interesul vostru. Și a copiii. Să trăiți multe, până la 120 de ani. Să fie într-un ceas cu noroc. Să sărute mireasa acum, Anică, dacă... Să sărute mireasa acum, ni. Băi, nașule, ăla doriți să dai tu la popa, la biserică. Da, la popa. De nașule... Lasă la lui, la el. După mireasa, mă! După mireasa, mă! Fără coșan! Ce fără coșan! Acum avem coșan! Ia te rog, măcar n-avem tavă, nu știu, n-avem tavă. Bă, dar voi n-aveți tavă în primărie, mă, să vă bagă! Da, mă, că sper masă! Băi, Adriane, ce? Ia s-o cromică! Nu ești dată, dă-mi dă acolo la mulți ani! și omiluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și omiluiește. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește vecilor, amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și bunuria și în vecii vecilor. Amin. Care se tem de Domnul. Slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție, care umblă în căile lui. Slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție, rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție, fericit ești, va fi. Slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție, femeia ta ca o vie roditoare în ca laturile casei tale. Slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție, fii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție! Iată așa se va binecuvânta omul cel care se teme de Domnul. Slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție! Slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție! Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. Slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție! Binecuvântată este împărăția Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime cea, pentru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Domnitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Gabriel și Septimia, care acum se însoțesc unul cu altul prin unirea nunții, ca să fie binecuvântată nunta aceasta ca și cea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se dea lor cumpătare și roadă pântecelui spre folos, ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Teule, cu harul tău! Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururia Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Ia sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel prea curat, care din iubirea ta de oameni ai preferat cu asta strămoșile Adam în femeie și ai binecuvântat pe dânsii și ai zis: creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți și pe amândoi arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup.
și pe care i-a unit Dumnezeu omul să nu-i despartă. Cel ce-ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele Sarei și l-ai făcut tata multe neamuri, cel ce-ai dăruit pe Isaac Rebecăi și ai binecuvântat nașterea ei, care a însoțit pe Iacob cu Rahela și din trânsul a arătat 12 patriarhi, cel ce-ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dăruit lor prun pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prun pe înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Iesei după trup ai crescut pe pururia Fecioara și din trânsa te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, însuți Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici, fiind de față. Cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvântează nunta aceasta. Și luând una din coastele lui, a zis femeie pe care văzându-o Adam a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, Daniel și Septimia, și dă roabei Tale acestea să se plece în toate bărbatului său și roabei Tale robului Tău acestuia să fie cap femei ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii. Păzește-i pe dânsii aminte și de părinții lor, care i-au născut și au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temelile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru și de robii Tăi aceștia, Daniel și Ecaterina, Daniel și Ecaterina, nașii lor, denuntașii care și-au adunat la săvârșirea acestei sfintei taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul Tău acesta, Gabriel, de roaba Ta aceasta, Septimia, și binecuvintează-i pe dânsii. Dă-le lor roadă pântecelui prunci bun și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalțe pe dânsii ca cedrii Libanului, ca o vie odrăslită, dă-le lor roadele pământului, ca toată îndesturarea vânt să sporească spre tot lucrul bun. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecii. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coastă lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa, plăcut slavei Tale, să nu fie omul singur pe pământ, însuși acum, Stăpâne, întinde mâna Ta din Sfântul Tău locaș și unește pe robul Tău acesta, Gabriel, cu roaba Ta aceasta, Septimia, pentru că de către Tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește-i pe dânsi într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruindu-le lor roadă pântecelui și dobândire de prunci buni. Că a Ta este stăpânirea, a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Curava lui Dumnezeu Septimia, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Gabriel, curava lui Dumnezeu Septimia, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Gabriel, curava lui Dumnezeu Septimia, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Să vedem dacă se potrivește, să vedem cum s-o vișor. Ia să. Ești un post, nu-i căpul. Poți fi? Nu-i căpul. Nu-i căpul. Bine. Bine. Ni se strânge prea tare. Se cunună roaba lui Dumnezeu Septimia, robul lui Dumnezeu Gabriel, cu numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Septimia,
cu robul lui Dumnezeu Gabriel, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Septimia, cu robul lui Dumnezeu Gabriel, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Ia să vedem. Ia-i mai căpost. O desfacem. Seamănă tu. Treaba e. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i fetâșii. Lui Dumnezeu și Tatălui, și supuneți-vă unui altuia pentru frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femeii, precum și Hristos este capul bisericii. Trupul său al cărui mântuitor el este, și precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor, într-o toate. Bărbaților, iubiți-vă femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica sa, să se arate sine pentru ea, ca să o sfințească curățind-o cu baia agă din cuvânt, și ca să o înfățișeze ieși biserică slăvită, neavând pardă sau închinăciune, ori altceva de felul acela, tot să-și iubească femeile lor, ca pe însuși trupurile lor. Cel ce iubește femeia sa pe sine se iubește, că nimeni nu-și a urât trupul său, ci fiecare hrănește și îl încălzește pe cum și Hristos. Biserica, pentru că suntem mădulare al trupului lui, și din carnea lui și din oasele lui. Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va uni cu femeia sa, și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în grează se teamă de bărbat. Pace ție, cititorule! Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune-i drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Ioan, Doamne, mărire ție, să luăm aminte. În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe tine și pe tine și pe mine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor care slujeau, să faceți ceea ce vă va spune, și erau acolo 6 vase de apă, făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă, și le-a umplut până sus. Apoi l-a zis, scoateți și aduceți nunului, și ei i-au adus. Și când nu l-a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mire și a zis, orice om pune întâi vinul cel bun, și când au băut bine, pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut în el.
ucenicii săi. Să zicem toți, din tot sufletul, din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, miluiește! Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea cercetată. Doamne, miluiește! Pentru ne rugăm pentru poporul ce stă înainte în sfântă biserica aceasta, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și binecuvântăm Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și pururia. Doamne, Dumnezeul nostru, care în purtarea Ta de grijă, cea de mântuire, ai binevoit în Cana Galilei arăta nuntă cinstită, prin venirea Ta însuși acum pe robii Tăi aceștia, Gabriel și Septimia, pe care ai binecuvântat, ai însoțit unul cu altul, păzește-i în pace și bună înțelegere, arată nunta lor cinstită, ferește patul lor neîntinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără de prihană și învrednicește pe dânsii să ajungă bătrâneți fericite cu inimă curată, împlinind poruncile Tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și Ție slavă înălțăm, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tatăl, și a zice. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne lăsa pe noi în ispită, cine izbăvește de ce e rău. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului capetele noastre Domnului să le plecăm. În Tatălui Tău s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema.
Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te înmulțești ca Rahela, să te veselești cu bărbatul tău, păzind rânduielile legii, ca așa a binevoit Dumnezeu. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă, cinstită, că nu vă veți abate de la datoriile voastre nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Ridicați-vă! Înțelepciune, binecuvintează Cel ce este binecuvântat, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate mai și sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstitei de viață păcătoare cruci, ale hramului acestui sfânt locaș, Sfânta Trăime, ale Sfinților Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu,
miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. N-aș vrea să vă țin foarte mult, știu că vă grăbiți să mergeți la ceea ce va urma și vă înțeleg în ceva normal. Totuși, aș vrea să vă pun la suflet câteva cuvinte. O spun tuturor celor care vin aici în fața Sfântului Altar, că veniți de multe ori miri înconjurați de cei dragi, de părinți, de prieteni, de rudeni, de frați. În această seară fiecare încearcă să vă aducă fericitările lor și bucuria lor, dar de luni o să fiți cam singuri în fața vieții, chiar dacă părinții o să fie alături de voi și o să vă sprijine acolo unde poate o să vă clătinați. Oricum, veți fi singuri în fața vieții. Și atunci când poate o să vă simțiți îngenunchiați, pentru că și un tânăr se poate simți îngenunchiat de multe ori, ar fi bine ca să-L căutați pe Dumnezeu. Pentru că dacă o să faceți spre Dumnezeu un pas, El o să facă spre voi câteva zeci de pași. De obicei, această taina căsătoriei este una în care cei doi miri sunt cam îngrijorați. De obicei, v-am spus și vineri, mirii sunt foarte îngrijorați că cum o să iasă nunta, dacă o să fie foarte multă lume la nuntă. Sunt tot felul de îngrijorări pe care le au mirii. Eu zic să le lăsați deoparte astea, pentru că astăzi este cea mai frumoasă seară a vieții voastre, bineînțeles, după ziua în care vi s-a născut copilul. Dar astăzi este cea mai importantă zi pentru voi, sunteți cei mai importanți oameni. Lăsați pe alții să se gândească la problemele de detalii. Sunt convins că și până acum s-au gândit alții. Dar oricum, încercați să nu vă gândiți la alte probleme decât la voi înșivă. Ca în această noapte să vă simțiți bine, ca atunci când o să priviți așa într-un fotoliu caseta sau CD-ul cu nunta voastră, să vă vedeți fericiți. Și să vă fie așa ca un termen de comparație. Ei, uite, atunci am fost fericiți. Acum suntem mai abătuți, mai îngrijorați, mai cu probleme. Încercați să le lăsați toate deoparte. Și încercați să, pe cât posibil, dacă se poate, să vă arătați recunoștința față de părinții voștri. Pentru că de foarte multe ori tinerii cred că le știu pe toate. Că cei mai în vârstă, chiar dacă sunt părinți, sunt depășiți de vremurile acestea în care trăim noi. Dar să știți că părinții sunt singurii care în felul lor, așa cum o știu ei, vă vor cu adevărat binele. Și trebuie să țineți cont de lucrul acesta, pentru că și voi sunteți părinți deja, o să crească mare el, poate și alții, și să vă dați seama că veți fi depășiți și voi de situație, dar vă va lega ceva de copiii voștri, și anume dragostea pe care o să aveți în sufletul vostru. De aceea respectați părinții, iubiți-i, și acolo când o să vă rugați mai puțin, mai mult, mă rog, Dumnezeu știe, atunci să-i pomeniți și pe ei, alături de cei dragi, în rugăciunile voastre. Am spus-o tuturor tinerilor și vă spun și vouă, contează enorm de mult să știi, să-ți suporți celuilalt defectele pe care le are. Atunci când doi tineri vin în contact și vor să se căsătorească, își caută calitățile. Dar de foarte multe ori, nu-și pun această întrebare, dar defectele oare le voi putea suporta celuilalt? Iar atunci când veți greși unul față de celălalt, și sunt convins că o să și greșiți în viață, să spuneți acel cuvânt magnific, iartă-mă. Noi am uitat să-l mai spunem astăzi, soțului, soției, atunci când greșim, când ridicăm tonul, când suntem supărați, când suntem prea stresați de la lucru, de unde venim, să știți că contează enorm de mult să spui iartă-mă că poate am vorbit cam urât, iartă-mă că poate am ridicat tonul, contează enorm de mult să spui astfel de cuvinte. Pentru că dacă nu, se creează un vid sufletesc care greu se mai poate umple. Vă doresc o seară frumoasă în care să vă bucurați, în care să îi aveți alături pe toți cei dragi și trăiți la maxim clipa aceasta. Hai să facem și un Tatăl nostru împreună. Tatăl nostru, care ești în ceruri, vreau să vă aud pe voi. Vie împărăția ta.
și că le s-a venit în sfinte și în părește de cineva. Ca ta este părăția și puterea și în acum și spunea și în veci. Hai să-l scutăm și la mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Zime senine și fericit. La mulți ani să trăiți, să aveți în lume numai lumină, ca în lumină să viețuiți, ca în credință și libertate, la mulți ani să Thank you.